Sunteți mulțumiți de drumurile, trotuarele, parcările, numărul de mașini și transportul public din Pașcani? Ce ar trebui să facă administrația locală pentru îmbunătățirea condițiilor? Sunt întrebări la care municipalitatea caută răspunsuri prin intermediul unei firme de specialitate pentru realizarea primului studiu de mobilitate urbană. În acest sens a fost postat pe pagina de Facebook a instituției un chestionar online care ar trebui completat de cei interesați. Primarul municipiului Marius Pintilie i-a invitat pe pășcăneni să participe la această consultare publică pentru a putea fi găsite cele mai bune soluții. Nu se solicită datele personale ale celor care completează chestionarele, iar răspunsurile vor fi centralizate. În acest fel, specialiștii vor afla ce stații de autobuz și ce trasee pentru transportul public local sunt de interes, dacă sunt sau nu necesare investiții pentru piste de bicicliști, despre intersecții și semafoare și alte informații importante. Este legat de planul de mobilitate urbană. Așa cum am spus și altă dată, am reușit și am contractat cele două elemente esențiale pentru strategia de dezvoltare a orașului nostru, adică strategia în sine și parte componentă din această strategie este planul de mobilitate urbană. În perioada următoare vom avea pe site-ul primăriei, pe pagina de Facebook și o să încercăm să apelăm și la colaboratorii noștri media, un sondaj de opinie unde pășcănenii sunt invitați să completeze acest chestionar, iar acolo întrebările sunt legate în special de problemele de mobilitate, adică, eu știu, străzile care sunt mai aglomerate, intersecțiile care sunt mai aglomerate, programul transportului în comun, tot ce țin mobilitate, stațiile de autobuz, dacă sunt amplasate corect sau nu sunt amplasate corect, toate aceste chestiuni care țin de mobilitatea în municipiul nostru, vor fi trecute acolo în chestionar, iar pășcănenii sunt invitați să răspundă la aceste întrebări. Îi asigur eu acum că atât noi cât și cei care lucrează sunt operatori de date personale, deci nu se pune problema datelor personale, dar din câte știu eu nici nu se cer prea multe date personale. Ne interesează să luăm un feedback de la cetățeni legat de această chestiune de mobilitate în municipiul nostru. Planul de mobilitate urbană este parte componentă a strategiei de dezvoltare a municipiului, document care va fi realizat în perioada următoare. În funcție de problemele identificate, vor fi stabilite obiectivele de investiții pentru următorii ani.